Sunt doctorul Florin Leca și astăzi vă vorbi în cadrul VETOX despre intervențiile chirurgicale în bolile cardiovasculare la câine și pisică. Uneori, terapia în bolile cardiovasculare la animale de companie este reprezentată de efectuarea unor intervenții chirurgicale complexe ce necesită o abordare multidisciplinară. Bolile cardiace congenitale, adică prezente la naștere, reprezintă cea mai importantă categorie de afecțiuni cărora li se adresează chirurgia cardiovasculară și chirurgia cardiacă minim-invazivă. Aceste intervenții, ce pot fi salvatoare pentru animale de companie, se efectuează în sălile de chirurgie hibrid sau în cadrul laboratorului de radiologie intervențională veterinar. Stenoza pulmonară, implantarea stimulatorilor cardiace sau repararea unor defecte cardiace congenitale reprezintă progresul fabulos al medicinii veterinare din România, dar este și rezultatul colaborării medic-proprietar pentru asigurarea unui standard înalt de asistență medicală pentru animalele de companie.